Câmpii și oile. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Parcă în jurul nostru trăiesc oameni? Nu! Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate. Da, lupi și oi. Aceasta era societatea în mijlocul căreia trăia Ostrovski acum 100 de ani și pe care a zugrăvit-o cu pana lui ascuțită și necruțătoare. Iată, suntem la conacul moșiei Meropei Davidovna Murzavetskaya, domnișoară de vreo 65 de ani, proprietara mai multor moșii, astăzi însă ruinată. Meropa Davidovna este la biserică. În fața conacului s-au adunat mai mulți oameni care au deprimit de la cucoană bani pentru muncile făcute. În ușa întretului apare Pavlin Savelici, intendentul conacului. Ce iar maruocul ăsta? Cu trebuie, fiecare știți. Ce să facem? Nevoie mare de bani. Vine omul după plată. Încasezi și nu duce acasă nimic. Am duce noi, n-avea grijă, numai să avem ce. Ce să văd eu banii cu alea în palmă și nu mi-i mai ia nici dracu. Vă să zic că vreți să așteptați pe domnișoară. Apoi... așteptăm. Așa ne da nouă. Să tot așteptăm. Aștepți că n-ai încotro. Noi încă din toamna trecută am cărat cherestea pentru baie. Iată, roși cu o vama zi. Noi am vopsit și am dat chioșcul cu baie. Și eu cu vițelușul pe care l-am îngreșat. Fiecare cu al lui, după cum vezi. Bine. Dar dumneavoastră, domnule antreprenor Stropilin, cu socoteala cea veche Pavlin s-a venit. Așa, poftiți. Îmi pare rău, dar n-am ce vă faci. Să vă las înăuntru, nu îndrăznesc. Mai treceți altă dată. Ca pe rând, nu toți deodată, buluc. Pavlin s-a venit. E loc pe mine să mă lași la domnișoară. Să ne lași la ea. Bine, să vă las. Da, uite ce. Mai întâi nu intră decât cei curați pe tălpă. Adică domnul antreprenor și domnul vătat. Ceilalți afară. Al doilea. Cum vine domnișoara de la biserică, îndată toți la mâna ei și cei mai posârbie chiar la picioare. Da, banii! Ce mă? Când trece domnișoara în salon să bea ceai, eu îi dau raport și aduc fieșcăruia rezoluția. Păi, ia gândiți-vă voi. Când se întoarce dumnea ei de la biserică, cu gândul dus și ochi la ceruri, unde-i sufletul ei atunci? Sus, Pavlin Savelici, sus! Așa de sus! O, for! Vedeți? Și voi cu baițul, cu șlefuială, cu vițel! Ia, hai! Fiecare la locul lui, hai! Ce spuneți, domnule antreprenor, domnule vătaf, obraznici? Mârlan, Pavlin Savelici, mârlan! Vine Vucol Naumovici, Ciugunov, da, administratorul lui Vlampii cu Pavina, l-a chemat stăpâna noaptea. S-au adunat ca vrăbile la arie. Adevărată pacoste, domnule Ciugunov. Să trăiți, curaj. Bună ziua, domnule Ciugunov. Bună ziua. Alege care să aștepte și care să vie mai târziu. Acum n-avem bani, domnule. Lasă, că știu eu. Pavlin, să trecem dincolo. Da, domnule Ciugunov, da, să trecem.
Neropa ta, Vâdovna, are minte cât 5 bărbați. Ei, înțeleg eu, dar cine are minte nu face procese. Ia ca așa e caracterul Meropei Davidovna, că îndată ce se ceartă cu cineva din cunoscuți, îl și dă în judecat. Plătim amezi și hrănim avocați, domnule. Dar pe dâns și cine vrei să-i hrănească? Ce, nu-s oameni? Ba, drept să vă spun, domnule, eu nu-i socotesc oameni. Bă, ia vezi, bagă de seamă că și eu sunt avocat, Pavlin Savelici. Știu. Bă, dacă știi, te poftesc să fii mai cuvincios. Mă rabdă inima să tac. Ce? Ați mai putea lăsa apârele și jalbele. Doar ați pus mâna pe o afacere grasă. Am pus, nu zic, ba. E din mila domnișoarii noastre, administrați toată moșia doamnei Cupavina. Puțin lucru. De altfel, se și vede. Căsuțe ne-am ridicat, căișori ne-am cumpărat, ba, ci că și bani. Vă procopsiți, doamne? Asta și fac. Eu am văzut cum arată sărăcia la față. Vine domnișoara de la biserică. Vine domnișoara? Ei, să mergem toți în întâmpinarea ei. Domnul Bătaf, vine domnișoara. Domnișoara, a? Liniște, vine domnișoara. Hai, repede pe două rând. Hai, mișcați, mișcați. Să rămână, mă. Bună ziua. Să rămână, cu amă. Bună ziua. Înălțimea voastră. Pavlin! Da, îndată înălțimea voastră. Mămuca noastră, Dumnezeu să-i dea sănătate și să ne-o ție Dumnezeu. Și tot cu bastonelul pe care îl știm. Ți-l aduce aminte? Oho, pe când eram șerbi, arunca după voi cu bastonelul. Și încă cum arunca? Domnilor, n-ați venit la vreme potrivită. Ce s-a întâmplat? A, nici nu m-am cumesc să-i spun. E foarte supărat. Atunci noi ce facem? Păi, de, încolo, peste vreo săptămână. Dacă o vrea Dumnezeu. Iată ce sunt. Care va să zic că îmi bagi în picioare din pomana. Gata. Până acum v-am vorbit cu frumos. N-așteptați să întorc foarte. Păi cum? Vreau zic așa, să o luăm din loc. Da, ce? Nu cumva aștept să fii poftit la masă. Domnule Ciugunov, o să trebuiască să aveți puțină răbdare, pentru că domnișoara îl așteaptă pe fiul ei, Apolon Victorovici. Aha, dar unde e? Nu poate fi decât într-un singur loc. Mai mare rușinea. În cea mai păcătoasă cârciumă din câte se află. Câte 2-3 zile chefuiește. Se ceartă. Și încet o fărășie. Domnișoara a trimis cu poruncă să-l aducă acasă. Vrea să-l ducă azi în vizită și chiar a dat poruncă să-i se facă haine noi. Nu cumva vrea să-l însoare. Așa se pare. Strașnic mire. Cât de bine le potrivește Meropa Davidovna. Iacă, Evlampia Nicolaevna, boieroaica dumitale, e foarte bogată. Deci poate lua un mire sărac ca Apolon Victorovici al nostru. Iacă, l-au adus pe domnișor. Atunci eu trec în sfragerie. Da. Gala. Mă. Tante e acasă? Acasă. Ce ți-e și cu bunătarea asta. Să înfrâm, fraților. Dar ce pot face? Nu pot trăi fără bunătare. Marș. Ascultă, bă. Adă-mi halat-o că mă duc să mă culc. Nu, așteptați aici, vă rog. Așa-i porunca. Bă, ce nădușeală. Stai, tabelan.
Tamerlan! Lasă că te învăță! Stai, bă! Adă pe Tamerlan și dă-l bici! Nu se poate una să-l domnișorule, ce? Dar nu-i îngăduit! Ce? Ce Tamerlan? Așa-i Tamerlan? Așa-s Tamerlan? Zi-și avră, domnișorule! Ce? De mult trebuia spânzurat! Ce? Totuiește ouăle prin cuibare! Domnișorule, domnișorule, scoateți-vă șapca din cap, că vine domnișoara. Ia, 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 vezi-ți de treaba, nu te obrăzi, ce... ce-o fi cu mine? Se vede că mi-am mudat picioarele în baltă și... Mă, azi niște vorbe. Nu am, domnișorule. Iată că vine nepoata cu coanii, domnișoara Glafira Alexeevna. A, verișoară, onorează-mă cu privire. Vai, ce ochi, să-ți dai viața pentru ei. Ce dorești? Ce doresc? Doresc să te salut. Ești un prost. Pardon, mademoiselle. Adieu, monsieur. Attendez. Complimente. De la cine? De la Lenev. Mulțumesc. Cu ce prilej? Ne-am întâlnit. Am împrumutat bani de la dânsul lor, al dracu. Ați început să vă faceți ochi dulci? Ce mai? Mărturisește. Nu mai fă pe Mironosița. Vine mătușa. Stai jos! Mult ai să mă chinuiești și ai să mă faci de rușine? Cum adică? Eu, matan, dar nu înțeleg ce vrei să spui. Toată ziua ești prin cârcimi. Te înhăitesc cu țopârlanii. Faceți scandaluri. Cârciu? Extraordinar. Dar cine a putut să mă bârfească în așa hal? Ce bârfit? La ce nu mă pot aștepta de la unul ca tine? În regiment te-au dat afară. Dă-n voie, matan. Să taci! Tău, Tamerlan, auzi. Nu m-ar durea inima dacă ar fi fost pentru prostii tinerești. Să fi sustras banii statului, să fi pierdut la cărți, toate le-aș fi trecut. Dar te-au izgonit pentru găinării mărunte. Dă-mi voie, Marta, două cuvinte. Ba, n-ai să spui nimic, n-ai ce spune. Ba, te rog să mă asculți. Destinul meu tâmpit, matan. Atât și nimic mai mult. Apolon. Da, parol? Răspunde la ce te întreb. Ești în stare, ori nu ești în stare, să te stăpânești măcar o bucată de vreme? Eu să nu mă pot stăpâni? Asta e bună. Dacă te-ai purta cât de cât mai altfel, ți-aș găsi o slujbă. Așa? Și o nevastă cu zestre. Madame, merci, grand merci. Să de acum nicio picătură. Auzi? Mai e vorba? Ce sunt copil? Nicio picătură. Absolut, mă. Mă îndoiesc. Parolul oner. Pe cuvântul meu de onoare. Vrei să faci pari? Pe cât pui pari, matan, că eu... Nu, mai bine fără pari. Te țin frumos acasă. Bravo, mă țin frumos. La dispoziție, matan. Tamerlan, sote. Tamerlan, jos. Smintitule, vino-ți în fire. Cu labele murdare pe fereastră. Pardon. Cuși blestemare. Lese, madame. Nata, nu te pricep. Nata, răule! Pe câine trebuie ducat cu o asprime. Nata, răule! Cu cine vorbesc eu? Mata, la dispoziția de mintea. Cuși, nu staci, tamar. Răspunde. Ai auzit ce ți-am spus până acum? Ți-a intrat în cap? Matan, nu ți închipui cât de tare m-ai indispus căile astea. Ascultă ce-ți poruncesc! Ascult ce-ți poruncesc.
Hai să te duci la culcare numai decât. Culcarea și mai de seară mergem la aceea pe care ți-am ales-o. Ales-o. La Evlampia Nicolaevna. Doamne, că sunt de amorezat de dânsa. Zău, e ceva. E ceva. Nici n-am cuvinte. Mata, mersi. Mersi. De mii de ori mersi, mata. Hai, 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 hai. Du-te, culcă. Da. Hai să mă culc. Mata. Mata. Donne-moi de l'argent. Bon. N-ai nevoie. Atunci, atunci, am pe o sticluță meditică și o gustă. Aia, o ghipuiește-ți că el până noaptea târziu tot prin bălți am umblat, madame, și am umblat tot timpul, așa că... Ah, și cine vorbea de pari ai? Ah, pari, mă las, mă las. Ah, am spus că mă las, dar nu așa, așa dintr-o dată, zău. Mi se poate întâmpla o tragedie, mata, zău, o tragedie foarte tragică, zău, ferească Dumnezeu, mata, zău. Bine, bine, pleacă acum. Așa că eu mă aștept sticlul ăsta, lasă-mă. Da, 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 da. Pavlin. Da, doamne. Vezi că Apolon Victorovici să fie supravegheat. Să nu facă niciun pas afară din casă. Tu răspunzi. Îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că dumnealui câteodată chiar și pe fereastră. Ce? Strânge toate hainele. Dă poruncă să-i le ia chipurile ca să fie curățate. În halat n-are să plece. Îndrăznesc să vă raportez că dacă-i seară, dumnealui și în halat. Dar de unde bani? Împrumută. De la cine? De la toți boierii cunoscuți. De la domnul Liniaev, de pildă, de la alții. Dar îndrăznesc să vă raportez, domnișoară, că nu lasă niciun mosafir să plece până nu-i cere. Nu, gata, gata. Am să-l însor. Îl însor și pace. Cel mai cu minte lucru. Ce lume era cu dimineața aici la scară? Cu plățile. Să aștepte, că nu o să fie nimic. Nu le-ai spus cum te-am învățat? Că eu pe cei cărora le sunt datoare îi pomenesc și mă rog pentru ei la biserică. Le-am spus, dar nu vor să priceapă. Cer bani, neluminați la mine. Nu știu dacă am bani și câți am. Când voi avea poftă, am să plătesc. Așa li-i hotărât lor. Să aștepte. Poate că prin mine cel de sus îi pune la încercare. Așa e, aveți dreptate. Cheamă-l pe Giugunov. Da, doamnă. Bucur, Naumici, poftiți la domnișoara. Vine, doamnă. Cu plecăciune, Meropa Davidovna. Bună ziua, Bucur, Naumici. Ia loc. N-am mai întâi dați-mi voie să vă sărut mâna, binefăcătoarea mea. Ați trimis după mine? Am trimis. Eu atât am de spus, că după Dumnezeu nu vă am decât pe dumneavoastră, ocrotitoarea mea. Spui asta pentru că te tem de mine. Nu. Știi că pot să te scot din pâine, să te gonezi din oraș. Ai făcut doar destule, mă trapați lăcuri. Nu, nu, binefăcătoarea mea, nu vă retrageți mila. Stai jos. Stau. Iată despre ce este vorba. Da. Fratele meu, Victor Davidici, tatălui Apolon, a avut afaceri cu Pavin, cu bărbatul Evlampiei. I-a împrumutat bani de mai multe ori. Acum tu știi, răposatul frate meu, de că mi-avea obicei să se laude. Da. De aceea vreau să-i socotesc lui cu Pavin numai 25.000 datorie. Nu 50.000 cât mi s-ar cuveni. Da, de socotit se poate. Și am să spun peste tot, am să dau de știri în tot orașul, că cu Pavinii sunt dator lui Apolon, că mi-au jefuit nepotul. Da, și de spus se poate. E, se poate și iar se poate. Și ce nu se poate după tine? Păi nu se poate pune mâna pe suma asta. După lege nu îi se poate pretinde nimic, deoarece... Jevzecule, te crezi mai deștept decât mine?
Ce crezi, că eu nu știu că după lege, după cele scrise în hârțoagele voastre, nu-i vorba de nicio datorie? Dar voi aveți rânduielele voastre și eu pe ale mele. Iaca, eu am să strig în gura mare că mi-au jefuit nepotul. Ce crezi? Voi fi având eu ceva în minte, da, fără îndoială că aveți. Eu gândesc așa. Evlampia e o femeie cum se cade, delicată. Nu o să poată răbda să se spune asemenea vorbe pe seama ei. Da, și credeți că o să plătească? Eh, dar nu cred. Dar cum să plătească? Dacă dăm noi la învoială să se mărite cu Apolon și suntem chit. Pentru asta am început toată povestea. Pentru asta am scos și vorba despre căsătorie. Mă mucă! Ce te-ai speriat așa? Nu, atunci noi așa veți lua întreaga administrație în mâinile dumneavoastră. Păi se înțelege că am să o iau. Și eu ce mă fac binefăcătoarea? Ce ai ști? Ia ca ce mă doare pe mine. Nu, mă mucă, nu, binefăcătoarea mea. Dacă iesă cum vreau eu, ai de la mine 1000 de ruble. Mai dosești tu și de pe la cupavina și... Numai dumneavoastră, binefăcătoarea mea, numai dumneavoastră să nu mă osândiți. Că încolo mă aranjez eu. Destul acum. Ascultă ce-ți spun eu. Ascult, binefăcătoarea mea. După părerea mea, Evlampia, cu averea pe care o are, grozavă se mai crede. Că acela nu-i place, că acela nu-i de seama ei... De, eu sunt fată bătrână. Nu mă pricep la bărbați. Ce poate? Poate că Apolon o fi într-adevăr o partidă proastă. Dar nici nu vreau să știu de așa ceva. Eu mă gândesc la binele lui. De dânsa puțin îmi pasă. Așa că dacă dânsa s-o încăpățâna, noi, Vucol, trebuie să găsim numai decât ceva ca să o silim. Găsim noi ceva, mamucă? Atunci găsește. Pe cine s-o costu că trebuie să slujești? A? Pe dânsă? Ori pe mine? Pe nimeni, afară de dumneavoastră, ocroticoarea mea. Atunci scapă-mă de nepotul meu. Scapă-mă că m-a dat gata. Trebuie găsită vreo chitanță veche, ori niște socotele în registre pe care să vă bazați pretențiile. Am să caut eu. După aceea mă duc cu Apolon Victorovici la judecătorul de pace și isprăvim treaba în bună învoială. Eu dau mărturie pentru orice sumă doriți. După ce Apolon Victorovici va avea un titlu executoriu, afacerea e sigură. Da. Un act ca ăsta poți speria pe oricine. Mărită-te ori de nu te ruinezi. Da. Iaca, asta îmi trebuie. Dacă se învoiește, bine. Dacă se încăpățânează, n-am ce-i face. Evlampia are numerar? Cum să n-aibă? Are. Iauzi, i-am adus aminte de atâtea ori. Bărbatul ei a făgăduit să-mi dea 1000 de ruble pentru săraci. Ce? Se face că uită? N-am niciun fel de scrisoare. Ai cercetat hârtiile mele? Le-am cercetat de 5 ori în șir. Noi? Noi. Ei, păcat! Totuși, s-ar putea? Ce s-ar putea? Să găsesc scrisoarea dacă e nevoie. Păi, spui că ai căutat-o. Am căutat-o, dar nu unde trebuia. Iaca. Poftiți, binefăcătoare mea, s-a găsit. Iată-te, e scrisul lui, chiar al lui. Dar ce e asta? Vrăjitorie? Voi, de mine se poate, mi-aș lua eu așa păcat pe suflet. De nu-i vrăjitorie, atunci e mai rău. E plastografie, asta e pentru Siberia. Nu vorbiți așa, mamucă, cum plastografie? Asta se cheamă o lucrare iscusită. Dar dacă te-am înșelat, dacă nu mi-a făgăduit nimic... Atunci, ea că a rupt scrisoarea, nu-i mare lucru. He, ce faci? Ce faci? Stai, dă-o în coapă. Păcat că s-a așa puțin meropa, David, domnule. Ce puțin? Banii, tot atâta muncă ar fi fost. Dar ce ai fi vrut tu, păcătosule?
Doar atât a făgăduit. E, asta spun și eu. Păcat că a făgăduit așa de puțin, că de scris era tot atât. Ești un adevărat bandit, Vocol. Eu ajut pe sărmani, pentru ei pot jura și strâmp. Nu-i mare păcat. Dar tu, tu, ticălosule, numai din lăcomie de bani, nu te dai îndărăt la o asemenea poznă. Așa, ia să strâng scrisoarea. Ea spune, singur ai ticluit-o? Ce singur? Mi-a tremurat mâna. Nepotul? Graf Tigoreschi? Dânsul, binefăcătoarea mea. Toți credeau că băiatul nu va fi bun la nimic. N-a vrut să învețe, abia știe carte. L-am dat ajutor bălângă inginerul hotarnic și dintr-o dată își descoperă așa talent. Mă rog, orice ai da, îți face punct cu punct. Are să te văre în mare buclu cu talentul ăsta. De asta mă cantem și eu mă mucă, dar ce să fac, îl țin, nu pentru mine, dar pentru unii oameni, ca să le fiu de folos. A venit cineva la dumneavoastră. De acum dați-mi drumul să mă duc. Cu bine, Vucol, cu bine. Și-ți mulțumesc. Și când mai aveți cumva nevoie de ceva, îmi faceți numai un semn și eu sunt cu toată inima. A sosit domnul Niaev cu anfuza Tihonov. Ei, poftește-l, poftește-l! Poftiți, vă rog, Bună ziua! Luați loc, dragii mei! Bine ați venit! Dar de unde ai cules-o pe frumusețea asta? Mi-a dat-o în grijă Evlampia Nicolaevna. Vine dânsa s-o ia. Da, ia. Nu vrei o cescuță de ceai, orfano? Ba, aș ceai, cum nu? Pavlin, da. Servește ceai, am pus și Tihonovna. Da, doamnă. Liniaev, fără frumusețea asta, desigur că nu te-ai fi gândit să treci pe la mine. Da, e drept că n-aș fi trecut. N-aveam azi niciun fel de treburi pe aici. Dar să faci o vizită unei bătrâne, să mai stai de vorbă cu ea, nu? Păi, noi n-avem decât un singur subiect de vorbă. Judecarea semenilor. Trebuie să plec acasă. Da, cum de nu? Nu te las. Toate divanurile le-ai desfundat. Mereu trebuie screparate arcurile. Poziția orizontală e cea mai plăcută. Poftiți ceaiul. Da. Iaca, ai și tu ce face. Stai și bea. Mulțumesc, da. Dar ce ai pățit Liniaev de te-ai umflat așa? Am inimă bună și cuget curat. Cum să nu mă îngraș? Dar am să slăbesc. Am intrat la grijă. Hei, da? Ia n-auzi. Dar ce fel de grijă? Vreau să prind un lup hăituit și nu pot să-i dau de urmă. Au început să apară plastografii. Cum îl prind, îl trimit la parchet. Hei, alal viteaz. Dar ia spune-mi, de ce nu te mai vede omul? Mi-e frică. Dar de ce ți-e frică, mă rog? De însurătoare. Ia-mi-te, uită ce ciudățenii. Dar ce, e mai dulce viața de holtei? Cui nu e frică, n-are decât. În casa, în care e vreo fată de măritat, nici nu pun piciorul. Atunci cum devii pe la noi? Că și eu și nepoată mea Glafira de suntem nemăritate. La dumneavoastră e ca la mănăstire. Smerenie, liniște. Nu te juca cu focul, că nu știi de unde sare iepurile. O să zic așa, de asta te ferești de oameni, nu? Parcă în jurul nostru trăiesc oameni. Doamne, iartă-mă. Dar cine după părerea ta? Lupi și oi. Lupii mănâncă oile și oile se lasă cu minți să fie mâncate. Am onoarea să vă salut. Trebuie să plec. La revedere, băi. La revedere. La revedere, am fost la Tihonovna. Cu bine, cu bine, da. Pusa. Da. Pe la voi vine des?
Nu prea, dar de ca vecin, oricum. O curtează pe Evlampia? Păi, de unde? Ce să... Nu. Dar ce face când vine pe la voi? De, ca omul. Asta, ce e? El cască și tu desigur dormi de-a bine. Ah, prospasnic mai ești. Trebuie să-ți dau un ajutor de nădejde. De. A sosit Evlampia Nicolae. Bună ziua, bună ziua, bogătașo, bună ziua. Prea încântată că-mi faci cinstea să mă vizitezi. Dar vin destul de des pe la dumneavoastră, Meropada Vădovna. Stai, stai aici, drăguță, la locul de cinste. Vă mulțumesc. Ce mai faci, dragă? Ce să fac, Meropada Vădovna? Mor de urât. Vai de mine, nu te măriți? Nu e nicio grabă. E, da, da, înțeleg, înțeleg, libertatea, da. De... Uite ce e frumoasă. Da. Banii pe care mi-i datora bărbatul tău. Mi-ai adus, da, i-am adus, cum ați spus. Așa, dacă cumva crezi că te înșel, poftim, privește scrisoarea. Dar nu, da, nu e nevoie, eu vă cred. Nu, maică, nu, nu. Sufletul altuia niciodată nu-l poți cunoaște. Ce te temi? Ia-o, ia-o. De cine e scrisă? De soțul meu. Și ce scrie? Întocmai ce le-ați spus. Păi vezi, păi vezi, acum nu te mai poți îndoi. Dar eu niciodată nu m-am îndoit. Poftiți, vă rog, banii. Nu, nu, nu-mi place nici să-i ating. Mai vă rog. Mi-e silă să țin în mână așa ceva. Dar cel puțin îmi arăți. Dar ce nevoie, dragă, nu-ți banii mei. De ce să-mi murdăresc mâinile cu dânsii? Dacă-ți mai puțin, nu pe mine m-ai înșelat, ci pe orfani. S-o întâmpla să fie mai mult. Un om mai mult se va ruga pentru sufletul soțului tău. Așa, unde să-i las? Pune-i culea pe măsuță, da. În carte, la mijloc. Da, da, așează-i acolo, bine. Așa, 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 așa. Ei, mătușica am fost la... Da. N-ar fi timpul să plecăm? Păi eu ce? Eu, iaca, gata, ce mai? Da. Am auzit că nepotul dumneavoastră are oarecare pretenții bănești la bărbatul meu. E, și tu îți faci grijă de asta? Da, vezi, de treabă, drăguță. Dar ce-ți pasă ție că bărbatul tău l-a jefuit? O să rămână un calic și pace bună. Va cere de pomană și va bate cârcimile de inimă rea. Așa trebuie să te porți în viață dacă vrei să rămâi bogată. Da? Or, poate că tu, tu ai altfel de inimă. De, drăguță, atunci bine, 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 maică. Bine. Am să viu eu pe la tine. Da, sigur, da, da, da. O să vorbim despre asta. Am să viu curând. Da, drăguță, atunci la revedere, da. La revedere, drăguță. La revedere, cu bine, cu bine, cinstiți-o astfel. La revedere. Bun suflet ai, Evlampia, maică. Să-ți dea Dumnezeu noroc. Mulțumesc. Și un bărbat bun. Mulțumesc. Mi-ești dragă, mi-ești dragă, de parcă ai fi fata mea. Da, da, fugi, fugi încolo, am fost-o. Te înfăfolești de parcă ai plecat la Kiev. Păi ce, eu? Kiev? Cu bine, cu bine, cu bine, maică, cu bine. Poruncește vizitiului să mă ia cu grijă. Da, sigur, las că noi, că eu. Cu bine. Bine că le-am văzut plecate. Ia să numărăm noi banii. Așa. Așa. Ăștia în buzunar. Și ăștia. Ce poruncii, domnișoară? Cheamă, te rog, pe nepoată mea Glafira. Am înțeles, Meropada Vădovna. Poftiți, domnișoară. M-ai chemat, mătușică? Glafira, vreau să-ți dau o însărcinare. Poruncește, mămucă. Astăzi merg la Cupavina. Te iau și pe tine. Împrietenește-te cu ea. Intră-i pe sub piele. E o femeie prostuță. Iar pe tine
Nu-i nevoie să te învăț ce să faci. Înțeleg, mămucă. Dar dacă vezi că mișcă lânia aia văită târcoale, nu lăsa să-i facă curte. Caută să-i pui bețe în roate. Vorbește-l de rău în fața ei și laudă-l pe Apollon. Cu plăcere, mămucă. Cu mare plăcere. Iar nici tu să nu-ți pui ochii pe Leniaev. Chiamă-le să altă logodnică. Eu visez la altceva, mămucă. Visul meu e chilia. Ăsta nu e pentru tine. Nu, nu. Gândul meu nu e la cele pământești. Cum? Păcătoasă, păcătoasă de mine, Glaviro, sunt o păcătoasă. Hai repede la icoane, haide, vino, vino. Ajută-mă, am păcătuit nicăloasa de mine, am păcătuit. În după amiaza aceleași zile, cu pavina înapoiată acasă din vizita făcută Meropei Davidovna, cheamă la ea pe Ciugunov, administratorul moșiei sale, să-l consulte într-o chestiune care o preocupa. Lămurește-mă, Vucol Naumâci, ce afacere a avut bărbatul meu cu nepotul Murzaveschei? Cu nepotul Meropei? Da. Niciuna. A avut, dar niște socoteli bănești cu tatălui. Ciudat. Știi ce mi-a spus azi Meropa Davidovna? Da. Se plânge că i-am jefuit nepotul. Meropa e o persoană aprigă. Ce mai vrea de la mine? Nu vă mai îngrijorați și nu vă mai bateți capul. Nu sunt eu lângă dumneavoastră. Degeaba primesc eu leafă. Ca oricum, pentru mine e foarte neplăcut să aud asemenea zvonuri. Te rog, lichidează cu ei cât mai repede. Da, doriți pe cale pașnică sau cu proces? Nu mă pricep, dar desigur pașnic e cel mai bine. Am înțeles. Da, în privința banilor, dacă va fi nevoie. Bani numerar am foarte puțini. Soțul meu, cum bine știi, mi-a lăsat avere, case, moșie, păduri. Dar bani foarte puțini. Nu-i nimic. Ajunge numai să puneți o iscălitură cu mânuța dumneavoastră, da? Și cum iscăliți, cum aveți banii, oricât doriți. De ce să iscăliți? Nu te înțeleg. Vă lămuresc pe loc. Bine, voi s-a luat condeiul. Da? Așa. Și iată că se găsește și hârtiuță. Ce nu se găsește la mine în buzunar? Ciudată hârtie. Și cu desen pe ea. Da, e o hârtie ca toate hârtiile. Se fabrică fel de fel. Bine voiți să scriți aici jos. Da. Evlampia Nicolaevna, văduva colonelului Cupavin. Evlampia Nicolaevna, văduva colonelului Cupavin. Așa, gata, avem asta, avem și banii. Când trebuie să plătim cuiva, scrim aici pe hârtie 500 de ruble sau 1000 și gata. Acum înțeleg. Mulțumesc, Vucol Naumâci, că m-ai ajutat. Eu de unde să știu de asta? Acum eu... Ia-o la dumneata în servietă să o avem când ne-o trebuie. Cum a spus? Să o iau la mine? Da. Vă mulțumesc din tot sufletul. Dar pentru ce mulțumești? Pentru încrederea pe care mi-o arătați. Iscălitură în alb lui Ciugunov. Nu ești administratorul meu? Da, da. Omul meu de încredere. Dar ce-ai să faci cu hârtia asta? N-am nicio grijă. Te rog, numai lichidează cât mai repede socotelile cu Meropa și cu nepotul său. Ce Meropa? Ce nepot? Nu fac nici cât degetul dumneavoastră, cel mic. Poate să spună lumea despre mine ce-o vrea. Dar eu am simțire cu alea, am fie... Și lacrimile astea nu curg ele degeaba. Așa să știți. Și bună mare conștiință. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Cum aș putea eu acum să fac în paguma dumneavoastră o escrocherie ceva mai mare, care să-mi fie tare greu și tare rușine. Bine, bine, acum du-te, că mi se pare că a intrat cineva în salon. Da, trebuie să fie oaspeți. Mă duc la cancelarie. Acolo de vorbă, mătușică. Uite! Eu eram, să tocmai întrebam dacă ai venit de mult din oraș. Dumneata ești Mihail Borisici. Abia am sosit. Dă-i loc, te rog. Ia spune-mi,
Cu ce ocazie astăzi? Am fost la poștă, după scrisoare. Așa. Și am găsit două. Una pentru mine și alta pentru dumneata. Și amândouă de la aceeași persoană. De la prietenul Vasile Ivanici Bercuto. Da? Și am trecut să ți-o aduc pe adumita. Poftim, iată. Da, mulțumesc, Mihail Borisici. Desigur că dumneata ai și citit-o pe adumitare. Ce scrie? O veste plăcută. Azi sau mâine sosește la moșie. Ce bucurie. Da, bă, pentru cine? Pentru mine și cred că pentru noi toți. Ai fost în oraș cu tremur sau numai așa în plimbare? Am dus 1000 de ruble cuiva. 1000 de ruble? Cui? Meropi Davidovna. Asta e bun, asta e. Pentru ce? Pentru săraci, cum a lăsat cu limbă de moarte răposatul meu. Cu limbă de moarte, a fost cu limbă de... Dar nici pomeneală de așa ceva. De ce? El nu putea să o sufere. Îi spunea că e ipocrită. Aolo. O te înșeală, toți te înșeală, vai. Da, nici mie nu mi-e dragă Meropa Davidovna, dar nu pot să-mi vinovățesc și n-ai dreptate de data asta. Poftim. Uite ce scrisoare mi-a dat de-a răposatului. E scris-o de mâna lui, uite-te și dumneata. Fă cu mine ce vrei, dar asta e plastografie. Cum? Nu-i fi eu degeaba judecător. E un fals. Vă rog că vrei să mă sperii și să ajungi la tema dumitale favorită, că femeile nu se pricep la nimic și că nu pot trăi fără tutelă. Mai bine spunem, rămâi la masă, nu-i așa? Da, cu plăcere. Să-mi dai voie numai să mă odihnesc puțin în chioșc. Bine. Am cam obosit. Du-te, că mai avem până la masă. Dar asta ce mai e? Parcă a venit cineva. Mă duc și-am pus, da? Da. Mă duc și-am pus, aia de cine e? Da. Hai, du-te, mai repede. Da. Asta, Meropa, musafirii, mulți. Meropa? Dar ce mai fi vrând? De-abia ne-am despărțit. Să mă slăbească. Să o văd de 2 ori într-o zi, e prea mult. Eu mă duc să mă odihnesc în chioșc. Să nu-i spui că sunt aici. Bine, du-te, fii pe pace. Nu, treci pe aici. Treci pe aici. Odihnă plăcută. Mă duc și-am fusa. Hai, dă fuga, repede și poftește pe Meropa. Dar bun, domnul, să nu țină slugile la scară. Păi eu, iaca, gata. Ce mai, da. Iacă-șa, am venit la tine frumoasă cu cățel și purșel. Bucuroasă de oaspeți. Dar vă rog, poftiți, luați loc, vă rog. Bună ziua. Poftiți și dumneata. Dacă e bucuroasă, n-ai încotro. Trebuie să ne primești, că am venit toți. Uite, s-a ținut de mine și Apolon. Mata, lese. Tu să taci, mă rog. Ce, nu-i adevărat? Nu te-ai ținut de mine să te iau în vizită? E. Și apoi ce? N-ai venit doar să tai frunză câinilor? E pentru afacerea ta dreaptă. Și ea e datoare să te asculte. Ha, cu plăcere. Să zicem cu plăcere, că n-ai încotro. Chestia asta, maică, e strigătoare la cer. Eu atât îți spun. Da, lămuriți-mă și pe mine să știu despre ce este vorba. De? Nu mă privește, n-am ce lămuri. El e păgubit. El să-ți spuie. Da. Dar uite că pe glafira parcă nici n-ai văzut-o. Glafira. Și ți-am adus-o pe mai multă vreme. Da. Găzduiești la tine un timp, rogu-te. Dacă vă e de folos, cu plăcere. Nu de asta, dragă. M-am gândit că ți-e urâție singură. Parcă așa mi-ai spus. Da. Cu Anfusa nu prea ai ce vorbi. Da, adică nu. Și ți-am adus-o pe nepoată mea, cu care să-ți mai desmorțești limba, dragă. Vă foarte mulțumesc și vă sunt recunoscătoare. Numai să nu se plictisească cu mine și mai rău, mătușică. No. Lasă, că o să găsiți voi destule să vă spuneți. Sigur. Că doar sunteți de o vârstă. Da, o să ne înțelegem bine, Glafira Alexeevna. Nu mai să-ți placă la mine. Dacă o să mă pot ruga în liniște, o să-mi placă. Așa. Dar un ceai nu se poate bea la tine, frumoasă? Cum să nu? Că mi s-a făcut o sete pe drum. Dar cum nu, cu plăcere? Mă duc și-am fus a ceaiul repede. Păi, de când? Uite, e gata. Fugi de ladă. Da, eu iaca, mă duc? Nu, ia merg și eu cu ea în sufragerie. Nu pot să sufăr să mă servească la cheie. Ei, altceva e să stai acolo, lângă samovar. Hai, Grafiro, hai da, și tu, da. Că parcă și ție ți-era sete. Da. Apolon, tu nu bei ceai, nu-i așa? Nu, mata, mersi, lese. Atunci rămâi aici
să discut cu Evlanca Nicolaevna. Da. Noi am trecut dincolo. Hai, Glafiro, hai! Ei, dar ce faci, mătușica, am pusa? Haide, haide odată. Da, eu, da. Iaca, cum să nu? Păi, de. Sigur, de ce? Păi, da, Iaca, da. Atunci du-te și nu. Da, da. Dar dumneavoastră, Afanov Victorovici, chiar nu doriți ceai deloc? Moa ceai? Pentru nimic în lume. Jamais de ma vie. Asta e ocupație pur le dame. Bine, bine, cum vreți. Da, da. Doreți să vorbiți cu mine despre afacerea dumneavoastră? Afacere? Da. Ce? Da, da, un colo de afacere. Ce e aia o afacere? Socotel și iar socotel. Ce înseamnă asta în comparație cu veșnicia? Așa, atunci nu înțeleg ce doriți de la mine. A, sufletele mici caută banii, sufletele alese caută fericirea. Da. Cum spunea un furier de la mine din companie. Dar tot nu înțeleg. Ce fel de fericire căutați? Una mare și adevărată. O chea de zâmbet egale și astea, titirel, nimirel, așa. Da, pasoanele, floricele, etc., etc., așa. Toate astea sunt prostii. Dați-mi voie să vă vorbesc deschis. Da, vă rog, vă rog. Pe mine nu o să mă vedeți în genunchi în fața dumneavoastră. Nu. Na. Atande mult și bine. Da. Sunt mândru. Da. Da. Îmi pare foarte bine. Da. Da, dar de amorezat de mine o să vă amorezați, sigur. Așa? Să știți, să știți. Nu mai spuneți. Lulea, lulea. Și eu care habar n-aveam. Cum spuneam, sunt foarte mândru. Asta, clar. Însă, știți, circumstanțele astea, să le ia dracu. Știți, așa, din anumite pricini, vi le-aș spune, dar nu face, știți că nu. Și m-am rămas și fără servici. Vai! Da, asta este. Și acum, avere familiară n-am și nici moșterii n-am căpătat și atunci... Bine, dacă soțul meu v-a fost într-adevăr dator, veți primi. A, lăsați, lese, nu... M-ați plictisit cu chestia asta. Cum? Mil pardon, madame. Și, eu vorbesc de cu totul altceva. Așa? Da. Vă rog să aflați că sunt lefter. Voi. Da, ma tante e fată bătrână. Nu înțelege și nici n-are să înțeleagă nevoile unui ofițer tânăr neînsărat și așa e. Și e zgârcită, da. Da. Da, v-am spus odată că o să primiți. O să, iar o țineți una și bună cu... Pe când eu n-am de pildă, n-am nici de totun. Wow. Da. Imaginevo, nobil și fără țigări. Da. Da, definitiv, ce doriți? Quelque chose, a preza. Da, și cât anume? Bineînțeles, sunt promot. Bine, 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 se înțelege. Dar cât? Cât doriți. Empe. Foarte puțin. Puțin, da. Totuși, nici așa, chiar un bologan acolo. Da, bine, bine. N-am la mine decât 5 ruble. Da. Dacă e de ajuns... Da, se, se. Mersi. Da. Mersi. Grand mersi. Mă rog. Da. Peste două zile, mă rog, mă rog. Ei, acum să mă scuzați, da. Mă duc dincolo la mătușa dumneavoastră. Da. Nu veniți? Nu, nu, nu. Prefer să rămân aici să fumez o țigară. Foarte bine. Văd că aveți o cotie întreagă. Da, la dispoziția dumneavoastră. Da. E pentru musafiri. Mă scuzați, mă rog. Dacă e pentru musafiri, o să iau. Bravo, mie. Am făcut rost de 5 ruble. Vorba e rom sau vodka? Las că văd eu la fața locului. Nu-i da. Toată chestia e cum s-o șterg de lângă mătușii mea. Am să-i spun că văd după de acord 99% și că mi-a cerut să vin de seara la ea după răspunsul definitiv. Da, da, nici nu se poate să nu dea drumul. Și cum mă vedea scăpat pe poartă, puu!
Țin de chef. Meropa Davidovna n-a mai zăbovit mult în vizită la văduva cea tânără și bogată. Lăsându-o pe Glafira, nepoata ei, ca i-i scoadă în casa cu Pavinei, și-a luat podoaba de nepot la braț și-a plecat încântată de succesul lui fulgerător. Când a intrat în casă după ce și-a condus musafirii, cu Pavina o găsește pe Glafira în salon, așezată pe un scaun sub icoane și cu o carte de rugăciuni deschisă pe genunchi. În sfârșit, iată-te la mine. Dumneata ești? Da. Știi că ai venit aici la timp? De ce? Voiam să mă sfătuiesc și n-aveam cu cine. Ai vrea să mă asculți? Cu mare plăcere. Da? Dacă îți pot fi de folos, deschide-ți sufletul. De-al minteri, nu e nevoie, ghicez. Adevărat? Dumneata ești o femeie de lume, prin urmare ușurate, că ești îndrăgostită. Aproape e ghicit. Mi-e milă de dumneata. Pentru ce? Pentru că e păcat. E chiar un păcat așa de mare? De, depinde de omul pe care îl iubești. E bogat ori sărac? Bogat. Atunci e păcat mare. Dar eu nu-l iubesc pentru bogăția lui. El însă se va bucura de bogăția dumitale. Crezi? Și dacă nu te-ai fi legat cu dragostea dumitale de un om bogat, da? Poate că el s-ar fi căsătorit cu o fată săracă și-ar fi făcut-o fericită. Că dacă și femeile bogate aleargă după bogați, ce ne mai rămâne de făcut nouă fetelor sărace? Cum? Nu, vai, am greșit, am greșit spunând nouă, nu. Mie nu-mi trebuie nimic, nu. Vorbesc în general. E, și atunci ce să fac? Stăpânește-te. Renunță la el. Cum? Și dacă nu poți trăi fără dragoste, atunci îndrăgostește-te de un om sărac. Va fi un păcat mai mic. De altfel, e ușor să renunți la el. E de ajuns numai să te uiți bine la el, să-l vezi cât e de urât și de bătrân. La cine? La el, lasă. Lasă, nu te mai preface, că știu despre cine e vorba. Secretul dumitale e cunoscut de toată lumea. Da? Îl iubești pe Lâniaev. Pe cine? Pe Lâniaev? Da, de unde? Ce? Te înșeli. Cum ți-ai putut închipui așa ceva? Mă înșel? Spui că mă înșel? Sigur că doar nici moveneală de Lâniaev. Adevărat? Nu mă minți? Spune-mi adevărul. Te implor. Ia gândește-te puțin. Dar ce aș fi putut găsi la el? E gras, e bătrân, e... Atunci iartă-mă. Iartă-mă. Ai glasina. Am jucat destulă comedie. Iubește pe cine vrei și cât vrei. Vai, ce rol oribil am jucat față de dumneata. Am fost trimis aici ca spioană și am acceptat acest rol cu plăcere. Dar pentru ce? Credeam că ești rivala mea. Vai. Cum adică? Cum atunci? Dumneata, îl iubești pe Lâniaev? Să-l iubesc? Oh, nu, nu, de ce l-aș iubi? Însă vreau să mă mărit cu dânsul. Este așa. Singura mea dorință, singura mea nădejde. De parcă am auzit că vrei să te călugărești. Și apoi chiar îmbrăcămintea, purtarea, predicile dumitale. Dar ce sunt toate astea? Hai, stai, da. Îmbrăcămintea, așa. Purtarea, predicile, totul este o mască. Am să fiu sinceră cu dumneata. Nu mai ajută-mă, ajută-mă să mă mărit cu Lâniaev. Cu plăcere. Eu am dus într-adevăr la Petersburg o viață de petrecere, da. Ușurate, că și chiar bătătoare la ochi. Ah, plimbări grăgioase, mese splendide în restaurante de lux, spectacole, picnicuri, baluri mascate,
Dar ce te-a făcut să pleci din Petersburg? A intervenit ceva brusc. Da? Neașteptat pentru mine și sora mea, cu care locuiam împreună și duceam viața asta de petreceri. Da. Cumnatul meu a trebuit să dispară peste noapte. Ce și... spui? Da. Sora mea a vândut totul în grabă și s-a dus după el, mi se pare, peste graniță. Vai, vai, vai. Iar pe mine m-a trimis la Meropa Davidovna. Mă mir cum de nu-ți găsește Meropa Davidovna o partidă potrivită. Ea care e atât de meșteră în a-și aranja rudele. Cine? Mătușii mea? Da. Ți-ai găsit să facă ceva pentru mine. La ea totul e calculat. Da, așa e. Cred mai curând că pe Lâniaev a pus chiar ea ochii pentru ea. Nu se poate. Ba, da, nu se ce? Poate. O cunosc eu bine pe Meropa Davidovna și știu că nu-i sunt dragă de fel. Ar fi bucuroasă să scape de mine, dar cu vreun câștig. Vai, dar acum trebuie să mă mărit cu Lâniaev. Iar pentru asta sunt gata să întrebințez toate mijloacele, permise și chiar nepermise. Gândește-te că Lâniaev este singurul om la care aș putea trăi așa cum vreau eu, așa cum am fost obișnuită. De-aș avea eu energia dumitale și eu banii dumitale. Dar sunt sigură că ai să mă ajuți. Nu-i așa? Spune-mi, spune. Tot ce depinde de mine, cu plăcere. Dar pe mine cine să mă ajute? Dar ce te frământă? Cel puțin cu un sfat. Spune-mi, parcă spuneai că ești îndrăgostită. Ești liberă? Da. Dar tocmai la libertatea asta țin foarte mult. Pentru că n-am avut-o niciodată și cu răposatul am trăit sub tutelă și de acum înainte mă tem care să fie tot la fel. De ce asemenea gânduri negre? Ia spune-mi ce ai pe inimă. Uite, acum 3 ani, pe când trăia încă bărbatul meu, a venit aici pe vară vecinul nostru de moșie, Bercutov. Și? Și? Nu te rog să nu mă judeci aspru. Bărbatul meu avea 65 de ani. Bercutov mi-a plăcut. Acum 3 luni s-a ținut Lâniaev de capul meu. Scrii și scrii lui Bercutov să vie vara asta la moșie. Pe dumneata n-are să te refuze. L-ai ascultat și i-ai scris? Da, niște fleacuri. Nici nu mai țin minte ce anume. Dar a fost o prostie de neiertat. De ce? N-ai primit răspuns? Dar tocmai aici e chestia că am primit. Mi-a adus Lâniaev. Lâniaev? Da. Cum a fost astăzi pe aici? Da. Vai, asta înseamnă că nu-l mai vedea curând și poate că nu mai vine deloc. Invită-l, te rog. N-ai nevoie să-l invite în grădină. E în grădină? S-a ascuns de Meropa Davidovna. Hai să-l vezi îndată la masă. L-ai oprit la masă? Da. Minunat. Știi ceva? Te rog mult, spune să servească șampanie. Sigur. De când o doresc? Grozav m-am săturat de apă la masă. Acum nu, cu plăcere. Și mai am o rugăminte. Ce? Dă-mi să îmbrac ceva mai drăguț. Da, rochea asta neagră de călugăriță e așa de urâtă. Bine. Poftim. Poftim cheia la garderobă și alegeți ce vrei. Mulțumesc. Acum să te țin la firmă. Cum o fi fost masa și ce impresie o fi făcut Glafira asupra grăsunului judecător, nu știm. Dar pe înserate, când se întunecase de-a binerea, toată lumea a simțit nevoia să facă o plimbare prin parc. Până și Ciugunov, administratorul, a ieșit din cancelarie să mai respire un pic de aer curat. Și cum trecea pe lângă poartă, a auzit că îl fluieră cineva discret. S-a apropiat și l-a recunoscut pe nepotul său, cel cu talente la imitarea scrisurilor și autor al scrisorii cu ajutorul căreia Murzavețcaia ciupise 1000 de ruble cu pavinei. Și cu tine? Ce cauți aici? Pleacă acasă. Pleacă imediat acasă.
Acasă nu mă duc. Bine că te-am găsit. Chestiune importantă. Ce vrei de la mine? Bani. Bancnote de ale băncii naționale. Nu, nu, șterge-o, șterge-o, ia stălpășit. Cum? 5 ruble? Numai atât? E, hai, mai n-am că 5 și... Puțin? O, ce drohule, mai rău ca un tâlhar de drumul mare. Niciun ban mai mult și gata, nu mai am. Bine, dar dacă alții îmi dau mai mult, nu garantez că nu te vând și pe dumneata și pe murzaveți. Șșș, toți din cură. E Vlampia Nicolaevna, e cu musafiri în grădină. Ei, și ce-am pasă mie de... Să te ia dracu. Eu plec să nu intru în păcat cu tine. Stai, unchiule, nu plecam. Ascultă, unchiule. A plecat. Mai bine să mă depărteze mai cu minte așa. Și mă întorc eu mai târziu să-i mai cer niște bani. Am ajuns și la marginea parcului. Ce-ar fi să așteptăm aici pe Vlampia Nicolaevna? Ce plăcere și la ea să se plimbe pe șosea noaptea. Riscă să o acosteze vreun bețiv. Nu-i ajungea parcul. Ei, ai o fire mai zburtalnică, mai ușuratecă. În schimb, dumneavoastră, Glafira Alexeevna, v-ați schimbat toaleta, dar tot rezervat ați rămas. Și dumitale, nu-ți place să fie cineva rezervat? Cum să nu-mi placă, dar nici să nu vă închipuiți una ca asta, nu. E frumos, e foarte frumos. O fi frumos, dar în schimb e plicticos pentru dumneata. La ce? Parcă dumneata ești obligată să mă distrezi pe mine. Asta ar fi mai degrabă obligația mea. Dar și eu îmi cer scuze, fiindcă nici eu nu pot oferi altceva decât o plictiseală în doi. Minunat! Puțin lucru e liniștea. Petrec seara cu dumneata și pot să dorm fără nicio emoție, ca un prung nevinovat. Eu, Mihail Borusici, n-am iubit până acum. Și ți-e frică să nu te îndrăgostești? Cum să nu-mi fie? Iubirea nu mi-a aduce decât suferință. Sunt foarte pretențioasă și n-aș putea să mă îndrăgostesc decât de un bărbat cu situație, iar asemenea bărbați caută fete bogate. Iată de ce mă ascund și fug de societate. Mă tem să nu mă îndrăgostesc. Și simt că dacă m-aș îndrăgosti... Mă cutremur. Nu mai vorbi. Te rog, nu mai continua. Cu dumneata însă nu mă tem de nimic. Nu te tem? Câtăși de puțin. Dumneata n-ai să încerci să mă cucerești. De altfel, nici n-ai putea să cucerești pe cineva. Cum așa? Ei, de ce crezi una ca asta? De ce râzi, mă rog? Iartă-mă, nu te supera. Ne-a trecut prin mintea răzbătie. Uite, dacă te-ai îndrăgosti și ai umblat bordul după mine, cu toată stima pe care ți-o port, nu m-aș putea stăpâni, m-aș prăpădi de râs. N-am ce zici. Multe ștrângării îți mai trec prin cap. E, mă mai distrez și eu. Ți se pare bizar că mă vezi veselă? E pentru ultima oară. De ce pentru ultima oară? Zilele astea intru la mănăstire. Nu, nu se poate. Glumești. Nu glumesc. Îmi iau rămas bun. Nu-mi păstra pică. În tot cazul, nu te supăra de glumele mele. Aș vrea să-ți las o bună amintire. Dacă e așa, fă-mi un mic serviciu. Cu plăcere. Ești foarte simpatic. Am nevoie de un caligraf bun pentru o bucată de vreme. Corespondența mea Ropida Vâdovna o ține Ciugunov. Îi cunosc doar scrisul, dar câteodată vin de la ea hârtii scrise foarte frumos. Și dumneata ai nevoie de acel caligraf? Am nevoie să știu cine e. Nu numai că poți să spui cine e, dar în 10 minute ți-l aduc ca să-l cunoști. Ce spui? Adevărat? Faci dumneata asta pentru mine? Ți-am spus că mi-ești foarte simpatic. Atât numai că
Cer și eu ceva în schimb. Cere-mi orice vrei, orice dorești. Prefă-te îndrăgostit de mine și fă-mi curte toată seara. Și dumneata să râzi de mine, nu? Poate, dacă va fi nostru. O singură seară merge. Chiar de n-o fi prea ușor, n-am ce face. Am apucat să-mi promit și gata. Și când mi-l prezinți? Și acum, dacă vrei. L-am zărit adineaure și pe poartă când ne-am apropiat noi. Trebuie să fie pe aproape. Mă duc să ți-l chem. Așteaptă-mă, vine îndată. Uite că tocmai vine și Evlam Pita Nicolaevna. Să nu-i spui unde m-am dus. Nu, nu, nu. Ai, ce bine îmi pare că te găsesc aici, Mihail Borisici. Da, chiar. Dar ce? Ce s-a întâmplat? Mă plimbam liniștită cu mătușa, am fusa pe drum. Da, acum. Dar a trebuit să ne întoarcem repede ca să mă ascunde cineva care mă urmărește. Vai. V-am spus că o să dați de oameni beți. Cine vă urmărește? Amicul și pretendentul meu. Îi aud câinele. Rămâi aici și dumneata, mătușa Anfusa, și liniștește-l pe Mihail Borisici dacă îl vezi că se enervează cu Apolon. Păi eu, sigur, că Iaca, hai mai încolo, hai mai încolo, Anfusa Tihonona. Hai că poate nici nu ne vede. Bine zici, întuneric, da. Oh, e dat. Și ce peste, te spânzăr, auzi? Te spânzăr, am izprăvit cu tine. Ce așa, unde sunteți, madam? S-a întunecat de tot și nu mai vă la doi pași. Cochetați cu mine? V-am văzut, sunteți amândouă. Două umbre, acolo, sub pomă. Am onoarea. Ia lasă, ce nevoie? Ba da, dă-mi voie, Evlam pe Nicolae, ba. Da, băi, că nu e aici. Ba da. Eu vezi că asta-i, adică noi. Ba da, Evlam pe Nicolae, ba da. Sunteți aici, în inima mea. Paron, Donel. Alo. Ia lasă, lasă. Vă ador și vă ador și și asta e. Ei, da, păi zău, că nu, chiar? Nu vreți să răspundeți? Răspunde, monaj. Măcar în mo. Da, ce-ți veni? Tu de acolo. Nu, no, de Evlam pe Nicolaevna. Da, păi, de unde? Dacă nu-i... Ce nu-i? Cum nu-i? Păi, Iaca, Iaca, nu-i. Aole. O, Nătăiești, am pus să te urmă. Și dumneai de acolo cine e? Lânia e Mihail Borisovici. Borisovici? Eu nu-mi gădui să se glumească pe socoteala mea. Basta! Dacu, bate-ți gura cât vrei. Eu mă duc, Iaca. Am fost să te vorbim la asta. Să că merg și eu cu... Dar merg la nisi. Dar merg la... Au plecat amândoi și am pus să de un om la șeii tamele, așa că eu mă duc. Încotro! La dânsa. Nu, nu se poate, nu vă primește. A, pe mine să nu mă primească, ia să vedem. Ascultați un sfat prietenesc. Plecați acasă, că altfel e bucluc. Bucluc? De ce e bucluc? Dați-mi voie să vă întreb ce... În grădină sunt postați oameni. Și cum o să intrați, pac, pac, pac. Înțelegeți? Pac, cum? Ce, eu, nu mă sper eu cu una, cu două, ce, eu... Mă rog, eu v-am prevenit. Au, și ciomege. Ciomege? Da. Și ce, crezi că mi-e frică de... Nu, nu mi-e frică, da, mă rog... Comprenevo, nu vreau să viu în contact cu slujile, moșer. Nu vreau. Mă duc. Mă duc să-i spun mereu pe tavă, domnul, m-am fost primit. Așa, așa, duceți-vă. Da. Probabil că vă și așteaptă. Da, sigur, mă așteaptă. I-am făgăduit să-i duc răspunsul definitiv. Ce poate fi mai definitiv? Da, madame Copavela va plânge cu lacrimi amare când... Au revoir. Tamelan, Tamelan, Isid, Dovidogule, unde ești, potaie?
Și asta am uitat. Tamelan! Tamelan! Mă închipui pe mătușa asta când l-o vedea cum vine. Cu cine vorbeai? Mihail Borisici. Așa, de urât sigur. Ca să-mi treacă de urât. Uite, ți-l prezint pe Gorițchi. L-am găsit pe aproape. Îmi pare bine. Prea onorat. Bună seara. E, întreabă, cine a scris scrisoarea asta? Cine a scris asta? Care? Nu. Întreabă-mă altceva. A, la urma urmei ce am pasă. Numai că am primit bani. Cât? 10 ruble. Și dacă îți dau eu 15? Dacă îmi dai, spun. E, uite, da, ține. Mulțumesc. Eu am scris asta. Dumneata? Da. E, atunci poți să fii de mare folos. Ai timp liber? Eu am totdeauna timp liber. Vrei să vii la mine chiar de astăzi? Îți plătesc bine. În plus, masă bună și vin de care mi se pare că îți place să vii. Vii? Bucuros. S-a făcut. Atunci vă aștept. Da. Așteaptă-mă la mine în cancelarie. Știi cine sunt, nu? Cum să nu? Vă știu de la tribunal. E bine, poți să pleci. Așteaptă-mă cum le-am înțeles. Bună seara. Bună seara. Eh, ești mulțumit, Mihail Borisici? Chiar încântat. Atunci, ține-te de cuvânt. Care cuvânt? Să-mi faci curte, măcar puțin așa, în joacă. E, cum să-ți fac curte? Nu mă pricep la asta de la fir, Alexeievna. Ce plăcere să mă vezi făcând pe caragiosul la vârsta mea. Sărăcuț de el, cât e de nenorocit. Vai, vai, vai. Trebuie să facă curte și nu știe cum. Lasă, n-avea grijă. Îți ajut eu. Să stăm jos. Așa, nu. Aproape, că nici nu te văd. Așa. Așa cum spune-mi, n-ai iubit niciodată în viață? Ba da. De mult. Pe atunci eram foarte tânăr. Vino mai aproape de mine. Nu, mai aproape. Ce faci la fir, Alexeievna? Nu se cade. De ce? Ține-mă strâns. Mi-e cam rece și n-am decât rochia asta pe mine. Așa. Încălzește-mă puțin. Dacă ți-e mai comod așa, firește, cu plăcere. Așa. Vă să zic că mă iubești. Trăim ca doi porumbei. Eu sunt blândă și supusă și viața noastră e numai tandrețe și fericire. Da, sigur. Adevărat. O singură umbră în fericirea noastră. Eu sunt uneori tristă. Și odată, când tandrețea ta nu mai cunoaște margini, îți spun cu lacrimi în ochi: papi, dragă, mi-e rușine de rude, de cunoscuți. Mi-e rușine să mă uit în ochii oamenilor. Te iubesc, dar așa nu mai pot. Adio, papi, dragă, n-am nevoie de bogățiile tale. Ei, trece. Urât lucru. Și de ce, mă rog? Pentru că trebuie să mă mărit. Cu cine? Cu oricine, fie chiar și cu Gorițchi. Ce mai partid. Adevărat, e sărac, dar cel puțin voi avea și eu un loc în societate. Gata, m-am hotărât, papi, dragă, adio. Stai. Frate, așa, dintr-o dată, nu se poate să lași un om așa. Gândește-te și tu, doar te iubesc. Nu, papi, dragă, nu. Ție-ți place viața de holtei și nu poți trăi altfel. Iar eu trebuie să mă mărit, să nu mai fiu de râsul lumii. Sau, știi ceva? Se mai poate într-un fel. Cum? Hai, spune repede. Uite ce putem face. Ne căsătorim discret, să nu afle nimeni. Tu ai să duci aceeași viață de holtei. Toate o să fie ca mai înainte. Nici o schimbare. Atâta doar că am să fiu și eu liniștită și n-am să mai sufăr. Ce zici? Nu e bună ideea mea.
da. Așa mai merge. Vezi? Știam eu că sunt consimți. Gata! Ne căsătorim! Cum? Dar de unde ai mai scos-o și pasă? Nu. E doar joaca noastră. Dar ți-am arătat cum se poate ajunge la căsătorie. Da, dar așa poți prinde pe cineva numai când e îndrăgostit. Se înțelege. Dumneata ești în afară de orice primești. Da. Și sunt foarte bucuros. Să știi însă că dacă ar fi să mă îndrăgostesc vreodată, m-aș îndrăgosti de dumneata. De mine? Da. Nu. Știi bine că zilele astea intru la mănăstire. De ce să intri? Mai bine renunță. Te rog mult, Glafira. Ce faci, Mihail Borisu, și înseamnă asta? De ce mi-ai sărutat mâna? Păi nu m-ai rugat chiar dumneata să-ți fac curte. A, da, uitasem. E atunci, mă rog, sărutăm eu și pe cealaltă. Chiar așa am să fac, chiar așa. Mi se pare că și dumitale a început să-ți placă rolul. La început, mărturisesc că mi-era cam frică. Dar acum găsesc că e o glumă foarte plăcută. Da. Ce păcat că e numai o glumă. Ce faci, Mihail Borisiș? Stai cu minte, te rog. Nu se poate. Fug, că nu ești cu minte. S-a făcut târziu și poate că întreabă lumea de noi. Hai, vine și dumneata. Mai stai puțin, te rog. Glafira, Alexei. Cam glatic. Na, că a plecat. Mai bine. Și noroc că intră la mănăstire, altfel ar fi rău. Păcat. E frumoasă Glafira asta. Dar libertatea, liniștea și viața de holtei sunt și mai frumoase. Mihail Borisici, nu vii? Mi-e frică singur. Viu, Glafira Alexeievna, viu! Cum să nu viu? Stai că viu! Stai că viu! A doua zi de dimineață, lui Niaev, împreună cu prietenul său Berkutov, abia sosit de la Petersburg, sunt în vizită la Evlampia Nicolaevna Cupavina. Gazda a primit o scrisoare în termeni violenți din partea neropei Davidovna Murzavetskaya, prin care aceasta, considerându-se jignită de proasta primire ce-i se făcuse lui Apollon cu o seară înainte, o amenință pe tânăra și frumoasa văduvă cu un proces pentru pretinsa datorie. Surprinsă de vizita ce i s-a anunțat, Evlampia Nicolaevna se îmbracă de grabă, în timp ce Lâniaev și Cuperkutov stau de vorbă în salon. De altfel are să spună chiar ea cum au escrocat-o de 1000 de ruble. E vorba de un fals, înțelegi? De un fals, o escrocherie. Potolește-te, nu te enerva, poate nu e chiar așa. Păi n-am mărturisit, doar să și tu de vorbă cu el. Văd eu ce e de făcut. Chiar te rog să nu te mai amesteci. Mă rog, cum vrei, dar asta înseamnă că ai venit pe mai multă vreme aici. Nu, poate mai târziu să mă stabilesc aici definitiv. Acum n-am timp, am afaceri importante la Petersburg. Am venit numai ca să mă însor. Cu cine? Ce întrebare! Cu Evlampia Nicolaevna. Extraordinar! Cum e lucrul aranjat între voi? Încheiat? Da, ba nici început. Nici început? Și vorbești atât de sigur? Nu văd de ce m-aș îndoi. Ei, eu, frate, de mult mi-am pus ochii... Evlampia Nicolaevna, te cred, frumoasă femeie. Nu, pe moșia ei. Dar, bineînțeles, și pe Evlampia Nicolaevna. Dar moșia, ce confort, câte surse de câștig, ce așezare frumoasă. Da. Privește, ce splendoare. Și colo,
colo, în cotul râului. Ce colțișor minunat, parcă anume l-ar fi creat natura. Da, da, pentru o cabană elvețiană. Da, de unde? Pentru o destilerie de rachiu. Iată că a venit. Bună dimineața, Evlampia Nicolaevna. Scuzați-mă, domnilor, că am întârziat. Dar nu mă așteptam la o vizită atât de dimineață. Aha. Pe noi să ne iertați că am venit prea devreme. Graba mea însă e scuzabilă. De atâta timp nu v-am văzut. Nerăbdarea mea e... Pe mine o să mă iertați că am puțină treabă. Să dau numai dispoziții vizitiului și... și mă înapoiesc. Sigur. Da. Da, mulțumesc. Da, luați-l. Da, mulțumesc. E delicată din partea lui. Da. A vrut să ne lase singuri. Da. Și nu văd însă de ce. Ați venit la noi pe mai multă vreme? A, nu. Din nefericire, pe scurt timp. Am venit pentru o afacere. Pentru o afacere? Da. Aș putea să vă încânt spunându-vă că am venit anume ca să vă văd, ca să vă admir. Dar în primul rând nu o să credeți. Cine știe, poate că aș crede. A, nu, noi să stăm de vorbă ca oameni de afacere. Am venit să vând conacul. Cumpărați-l dumneavoastră, Evlampia Nicolaevna. Eu? Oh, eu n-am bani. Și apoi nu-s nici bună gospodină. Faceți pe modesta. Eu văd că aici la dumneavoastră toate sunt perfecte. Pretutindeni e ordine și curățenie. Ah, curățenia e îndeletnicire femeiască și nu cere cine știe ce priceperi. Cum merge însă gospodăria mea, n-am nici cea mai vagă idee. Și mai sunt și altele. De pildă? De pildă, și acum am o chestiune care mă neliniștește foarte mult. Aha. Iată. Da. Citiți scrisoarea asta pe care am primit-o chiar azi dimineață. Uh-huh. Am impresia că sunt înșelată și nu știu cum. A, da, o clipă. Da, am citit. Da, și ce spuneți? Trebuie să știu întâi ce sumă vi se pretinde, să văd ce acte au. Am auzit că e vorba de vreo 25.000. Iar actele nu le-am văzut nici eu. Probabil sunt niște scrisori de ale soțului meu. În cazul ăsta trebuie plătit cât mai repede ca să nu ajungeți la proces. Altfel, dacă scrisorile există, e grav. Sunteți supărat pe mine? A, nu, de ce m-aș fi supărat? Sunteți o femeie liberă și n-aveți a primi sfaturi de la nimeni, mai ales când nu le-ați cerut. Acum vă cer sfatul. Vreau să-mi dovediți că nu v-ați supărat atunci. Bine, sfatul meu e acesta. Măritați-vă cât mai repede. Da? Da. Să mă mărit? Da. Și cu cine? Cu Murzavesi, cu nepotul Meropei Davidovna. Nu știu. Nu glumiți. Ori vreți să mă jigniți? Nici una, nici alta. Orice om cu minte v-ar sfătui la fel. Da. Aș fi putut spera totuși. Judecând după relațiile noastre dinainte. Da, erau alte relații. Și după felul cum vă interesați de mine în scrisorile către Lunoiaev. Buna creștere și obligații sociale. Numai atât? Numai atât. Trebuie să răspundeți Murzaveschei la scrisoare. Nu știu ce să răspund. E simplu, dacă voiți vă ajut eu. Da. Iar mâine dimineață, tot mă duc eu pe la Murzaveschea, voi discuta și afacerea dumneavoastră. Da? Dacă îmi permite să vorbesc în numele dumneavoastră. Da, vă rog chiar. Am întârziat mai mult decât credeam. Și am făcut și o plimbare prin grădină. Da. Îmi închipuie să că... Nici n-ați băgat de seamă lipsa mea. Mai curând cred că v-aș fi deranjat. Aveați atâtea să vă spuneți. Nu, Mihail Borisici. Am discutat afaceri. Da. Băi, eu trebuie să vă spun, am obosit un blând pe afară și mi s-a făcut un somn. La așa necaz e ușor de găsit leac. Uite, eu și cu Vasil Ivanovici ne ducem să scriem o scrisoare Meropei Davidovna și data poți să te odihnești aici în voie. Somnușor. Să mergem, Vasil Ivanovici. Da. Oh, orice s-ar spune, plăcută-i viața de horetei. Uite, acum, de pildă,
Dacă aș fi însurat, nevastă mea nu m-ar lăsa să dorm. Nu dorm mie, îngerașule, nu-mi spriește. Hai stângraș, suflețelule. Ah, și ce mult îi place suflețelului să doarmă când pică de somn. Ce bine. Sunt un holtei incorigibil. Libertatea mea scumpă n-o dau pe toate mânghierile de mănunți catifelate. Ce-i asta? Cine e? Clafira Alexeievna, ce faci? M-ai speriat. De unde ai ieșit? Am stat ascunsă după draperii. Toată noaptea m-am frământat. Ce ai făcut cu mine, Mihail Borisici? Da? Și dumneata ce faci cu mine acum? Stai, Clafira Alexeievna, nu mă strânge așa de către sută. Nu mai știu ce fac. Sunt zăpăcită. Nu mai îmi dau seama de nimic. Și numai dumneata ești vinovat, dumneata. Eu? Cu ce ești vinovat? Pentru numele Mizeu, cu ce? Ce ți-am făcut? N-am dormit toată noaptea. M-am îndrăgostit de dumneata la nebunie. Oh, ce nenorocire. Iartă-mă, te rog. Ți-am spus că dacă apuc să mă îndrăgostesc. Da, ai spus așa, mi se pare, dar de unde să știu eu că... Mai nenorocit. Adevărat, sunt vinovat. Îmi pare rău. Iartă-mă, fără să vreau. Nu mă atinge! Nu mă săruta! Dă-mi voie să sărut mâna înainte de despărțire. Și pe urmă pleacă. Nu îți pot rezista. Fă cu mine ce vrei. Îți mulțumesc. Și acum nu e așa că pleci? Pleacă. Pleacă repede. Pleacă cu bine. Vai. Mi se pare că vine cineva. Ce văd? Bravo, dragă prietene! Așa va să zică Mihail Borisici cine miește. Și noi care nu știam cum să umblăm ca să nu-l trezim. Mai nenorocit, Mihail Borisici, sunt pierdută. Ce să fac? Gata. Măsor. Felicitările mele, Mihail Borisici. Asta e. Măsor și gata. Când auzim Europa, eu și sura anunțați toată lumea că mă însor. Și totuși Meropa Davidovna n-a aflat în aceea zi că mirele pe care și l-a lăsese în taină pentru ea îi fusese furat chiar de nepoata ei. Dacă ar fi aflat-o, poate că nu s-ar mai fi ocupat cu atâta zor de pregătirea procesului împotriva Cupavinei și de ticluirea unei noi scrisori, chipurile din partea răposatului, ca să-i stoarcă frumoasei văduve cele 25.000 de ruble care ar fi putut spăla jicnirea adusă junelui Apolon. Așa se explică faptul că a doua zi de dimineață Meropa Davidovna discută cu nepotul ei același subiect. Ia spune, chiar cu Pavina te-a poftit să vii mai pe seara la ea? În persoană, ma tante. Nu ți-am spus de atunci? Dar poate numai așa, întreacăt. Ce treacăt? Mi s-a aruncat de gât. Încă am și oprit-o. I-am spus lese că nu-i frumos. Ia uite, ia ca cine mi-i domnești. Și pe urmă? Pe urmă ce-a fost? Pe urmă, Malea, nu numai că nu m-a primit, dar a pus la chei la pândă. Puh! Să nu fi fost amerlan al meu. Apoi, adio, mon plaisir, nu mă mai vedeai la față, ma tante. Ia-uzi. Leu, nu câine. Pe unul de grumaz. Pe altul de perecat. I-a pus pe fugă și a scăpat. Las că și eu m-am bătut cât șapte. Isi, Tamerlan, isi. Prieten, câine. Tamerlan, isi. Câști, neprețuit prieten. Isprăvește, isprăvește odată că m-ai asurzit. Hai, pleacă. Au revoar, ma tante. Hai,
Lasă-i, Tamerlan. Lasă. Lasă că-i arăt eu ei. Evlampie. Domnișoară, întreabă de dumneavoastră un boier. Cine? Cum îl cheamă? Vasilii Ivanovici Berkutov. Cine e acela Berkutov? Ah, da, da, da. Mi-aduc aminte. Poftește-l. Poftiți, vă rog. Am onoarea să mă prezint, Berkutov. Poate că vă mai amintiți. Cum să nu-mi amintesc, dragă Vasilii Ivanovici? Poftește, poftește. Ia loc. De mult pe la noi? De la alter seară. Îngăduiți-mi să vă fac o plăcere. Am adus cu mine câteva cărți cu conținut religios. Fii bun, te rog, și împrumută-mi-le. Băi, eu le dăruiesc, poftim. Și acum vă rog să mă iertați. Vreau să vă rog ceva. Spune, dragă, spune. Sunt bucuroasă să te slujesc cu ce pot. Am o însărcinare din partea vecinei mele, Evlampia Nicolaevna Cupavina. O chestie fără importanță. Cum fără importanță? Dacă dumneavoastră gândește așa, se înșală. Oh, în primul rând vă cere scuze și vă anunță că azi va veni ea însăși la dumneavoastră. Așa mai merge. De mult trebuia să se gândească la asta. În ceea ce privește datoria bărbatului ei către răposatul dumneavoastră, frate, sau acum către nepotul dumneavoastră, nu se știe dacă domnul Cupavin a recunoscut-o. A recunoscut-o? Sigur că a recunoscut-o. Cum să nu? Iată scrisoarea răposatului Cupavin către nepotul meu, ca să nu vă mai îndoiți. Da. Da, da. Și dumneavoastră, Meropa Davidovna, credeți asta? Ce vorbe asta? Cum să nu cred? Când am scrisoarea în mână? Ce ticăloșie! Cum se poartă cu dumneavoastră? De cine vorbești? De nepotul dumneavoastră, Apolon și compania. Dar cum îți îngăduie acasta, tinere? În casa mea? Da, dați-mi voie, vă înțeleg. Dumneavoastră aveți un suflet atât de curat încât nici nu bănuiți toate ticăloșiile lui Apolon și ale complicilor lui. Nepotul meu e nobil. Cred că ai plătit cu viața dacă te-ar auzi. Dar și eu doar sunt mătușa lui. Nu ți îngădui, m-auzi? Nu ți îngădui. Ori de nu... Lor ce le pasă? N-au ce pierde. Dar să ajungă o persoană atât de nobilă ca dumneavoastră pe banca acuzaților... Ce? Cum pe banca acuzaților? Da, vă rog, vă rog, luați loc. Vă explic imediat. Cum? Lucrul s-a aflat. Mâine ajunge la procuror și începe ancheta. Vinovatul principal, Gorețchi, a recunoscut totul. Desigur, va fi în curând arestat și va da totul în vileag. Cum se poate la asta? De ce să-l aresteze? Ce să dea în vileac? Polițele și scrisorile false semnate chipurile de răposatul cu pavină. Eu îl bănuiesc firește pe nepotul dumneavoastră. Nu pe dumneavoastră, bineînțeles. Nu, nu. Nu pe mine, nu pe mine. Nu mă nenoroci. Dar acum principala mea grijă este să vă salvez pe dumneavoastră. Scapă-mă, scapă-mă, tătucule, scapă-mă. În genunchi, te rog. Nu aveți grijă. Am să caut din toate puterile să năbuș afacerea. Mi-e foarte milă de dumneavoastră. Cu ce sunteți vinovată? Cu nimic, dragă, cu nimic. Da. Mai este și o scrisoare pe baza cărei ați primit 1000 de ruble. Nu mi-aduc aminte, tătucă. Nu mi-aduc aminte. Mi-a slăbit memoria. Vă ajut eu, vă ajut. Iată și scrisoarea. Acum o recunoașteți, nu-i așa? La același meșter scrisă. Va trebui să restituiți banii. Vai de mine, dar de unde să iau păcatele mele? I-am împărțit la săraci. Se înțelege, se înțelege. Ați fost indusă în eroare. Dar ce-i de făcut? Trebuie să-i dați înapoi, că dacă se ajunge la tribunal... Nu, 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 nu. Mă tem, sufletelule, de tribunal. Grozav, mă tem. Lăsați, că poate aranjez eu afacerea.
Să vă spun o noutate. Judecătorul Liniae. Liniae a cerut mâna Glafirei Alexeevna, nepoata dumneavoastră. Foarte bine. Da, dă-i încolo. Ce împatică. Va să zic că tot l-a vânat. Tot l-a vânat până la urmă. Și cu mare dibăcie, după cât se pare. Așa-i trebuie. Bine-mi pare. Parcă-l aud. Lup și oi. Și inima asta. Inima asta care nu se mai potolește. Da, dumneata tot holtei? Holtei ce să fac? Da, de ce nu te însori? La început nu mi-au lăsat timp afacerile, iar acum nu găsesc cu cine. Căutați-mi dumneavoastră. Pe cine vrei să-ți găsesc eu? Ia că acum îmi zvâcnesc tâmplele. Dar zici că mă scapi? Da. Dacă mă scapi, uite, îți găsesc eu mireasă pe cinste. Oh. Și apoi vecina ta, Evlampia Nicolaevna, mai potrivită nici că se poate. Mi se pare că dânsa nu mă prea simpatizează. Eu n-aș avea nimic împotrivă. Nu te simpatizează, zici? Nu-i nimic. Las pe mine. Sunt meșteră eu la balda asta. Nu mai să mă scot în încurcătură. Și mie de rupă. Eu pentru dumneavoastră, dumneavoastră pentru mine. O mână spală pe alta și amândouă. A venit Evlampia Nicolaevna cu Pavlina, domnișoara. Iaca, lățanc! Poftește-o de gravă, Pavlin, și pune de ceai. Am înțeles, domnișoare, îndată. Poftiți, vă rog, poftiți. Bună ziua, Avelo Pavlin. Bună ziua. Bravo, bine ai făcut că ai venit, draga mea. Așa se cade să cinstești pe cei bătrâni. Îmi pare foarte rău, Vero Padavudovna, că v-am pricinuit o nemulțumire. Lasă, frate, ar fi bine să te duci să guști ceva dincolo, dragă Vasilii Ivanici. Și n-ai să te superi că noi mai avem ceva de vorbit. Dar se poate, Meropa, dar vă, domna, se poate. Cu multă plăcere, cu multă... Sărmâinile. Și acum că am rămas singure, draga mea, te rog, iartă-mă cum am purtat așa de aspru cu tine. Din dragoste am făcut-o. Dar nu înțeleg. De ce să trăiești singură? De ce să nu te măriți? Ce alta mai bună ai de făcut? Da. Aveți dreptate, dar nu. Nu, orice ați spune, nu-l pot lua de bărbat. N-am pentru el nici urmă de simpatie. Pentru cine? Pentru Apolon Victorovic, nepotul dumneavoastră. Dar cine te silește, dragă? Mi-am închipuit că-l iubești. Dacă nu, pace bună. Da? Alegeți altul care să-ți placă. De unde să-l iau? Bercutov, rămâne aici mai multă vreme? Nu. A venit numai pentru câteva zile. Dar văd că nici nu-i pasă de mine. Păcat. Eu credeam că... Ce să fac? Nu pot să mă vâr în sufletul lui cu deasila. Se înțelege. Dacă a venit numai pentru câteva zile și spui că nu-ți face curte... Deloc. Nici nu se gândește. Atunci nu-i nimic de făcut. Dar ia spune-mi, pentru că toți stăm de vorbă, dacă el... Ar vrea. Ce-ai zice? Zău, nu știu ce să spun. Ei, la ce te sfiești? Haide, spune, dragă. Ce să spun? Eu aș fi bucuroasă. Ia că bine! Vasile Ivanici! Vasile Ivanici! Vine un coace! Păi de mine, ce faceți? Acu taci! Mi-e atât mi-a trebuit să știu că vrei? Tu mi-ești dragă. Ție puțin îmi pasă. Pasă, mă pricep eu cum să-l iau. Hai să vezi. La dispoziția dumneavoastră, Meropa Davidovna. Vasile Ivanici, sărută mâna Evlampii Nicolaevna. Gata oricând, cu cea mai mare plăcere. Așa Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ce înseamnă asta, Meropa Davidovna? Ce înseamnă că vreau să te însor? Ce să faci umbră pământului degeaba? Noroc, Meropa Davidovna,
că o iubesc pe Evlampia Nicolaevna și o iubesc încă mult. E, altfel m-aș fi pus într-o situație foarte penibilă. Penibilă! Te înșeli, ia întreabă și pe ea. Hai, frumoasă, haide, de ce taci? Spune. Sunt o simplă femeie, nu pot să mă prefac. N-a știut să-mi ascund sentimentele față de Meropa, dar vă, domna, n-am să mi le ascund nici față de dumneata. Cu toate că mi-e rușine. Îți mulțumesc pentru fericirea pe care mi-o dăruiești. Îmi dai voie să te sărut? Da. Draga mea. Și acum te rog să mă socotești administratorul averii dumitale. E un lucru care nu suferă amânare. Foarte bucuroasă, dragul meu. Dă-mi voie să sărut mâna Meropa Davidovna și să-ți mulțumesc. Pe noi ai să ne ierți, da, dar acum nu mai stăm. Nu. Avem atâtea de aranjat. Mai ales eu. Da, mai ales dumneata. Da, 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 da. Du-te, du-te și aranjează tot. Nu zăbovi. Cu bine, draga mea, cu bine. La revedere. Merge-ți sănătos. La revedere. La revedere. Bine. Bine că am putut mulțumi. Ca să mă scape din apastă. Iar pe Ciugunov îl spânzuri, ticălosu. Ia-o-s, banditu, ce m-a învățat să fac? Să mă apace în pușcărie și mai multe, nu? Tamerlan, 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 Tamerlan. Ce? Ce? Gata, matan, s-a sfârșit cu mine. Ce? Ce-am aflat acum? S-a sfârșit. Liniștește-te, liniștește-te, apor, liniștește-te. Nu, nu, matan. Ce aveam mai scump pe lume s-a dus. Și ce poți face? Asta e viața. Ființă cea mai scumpă, matan. Cea mai... Pistolul, unde e pistolul? Vai de mine, vai de mine. Ce-ți trece prin minte? Da, da, fii cu minte, da, da seama. Nu, nu, mă împușc. M-am pus și gala pistolul, matantul, să fie încărcat. Ai, sărmanul de tine, cum te-a zdruncinat peste asta? Da, da, matant, pe cel mai scump prieten, la doi pași de oraș, ziua în amiaza mare, pe cel mai scump prieten. Pe Tamerlan al meu l-o mânca lupii. Pe cine? Pe Tamerlan? Da. Tu! Bată-te să te bat, oi, de mine, și eu care credeam. Da, mi l-au mâncat lupii, lupii. La doi pași de oraș, nu-i așa? Da. Ziua în amiaza mare, da. Ia-mi te uită, minune, ce Tamerlan, asta nu-i nimic. Dar iaca, iaca. Acum în fața noastră ți-au înfulecat lupii logodnica cu toată zestrișoara. Și mie, mie pe Mihail Borisici, cu avere, cu tot. Iar eu, mătușa ta, și cu tine, abia te-am scăpat cu viață. Și să zici mulțumesc, mulțumesc, asta e și mai mare minunăție. Vorba lui Luneaev, așa e pe lume, sunt lupi și oi, lupi. Ați ascultat Lupii și oile de Alexandre Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Mevropa Davidovna Murzavetskaya, Maria Filoti, artista poporului, Apolon Victorievici Murzavetski, Florin Vasiliu, Glafira Alexeevna Celadima, artistă emerită, Evlampia Nicolaevna Cupavina, Marieta Deculescu, artistă emerită, Anfusa Tihonovna René Ani, Mihail Borisovici Liniaev, Vladimir Maximilian, artist al poporului, Vasili Ivanovici Berkutov, Niki Atanasiu, artist al poporului, Vukol Naumovici Ciugunov, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Clav Digorețchi, Sandu Sticlaru, Pavlin Zavelici, Constantin Țăpârdea, Tâmplarul Paul Matescu Socrat, Zugravul Popescu Nicolae, Vătaful Ion Cosma, Țăranul Carol Cron, Flăcăul Ernest Maftei, Antreprenorul Petre Laurențiu,
Crainicul Tiberiu Simionescu. Regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.